Wow. Viața cu lui. Basket sau gogoș? Uneori nu știi niciodată ce daruri ai primit. Câteodată afli întâmplător. Hei, ai văzut noul vânător de noapte? E clasic. Vânătorul de noapte e grozav. Da, e super. Da. Te face să te întreb de ce nu folosesc câinii pe post de detectiv, nu? Nici măcar nu mai cumpăr alte benzi desenate. Ce rost ar mai avea? Vânătorul de noapte e bun la toate. Bravo! Vânătorul e cel mai grozav. Batman îl are pe Robin, Sherlock Holmes pe Watson, iar vânătorul de noapte lucrează singur. Mm. Dacă s-ar întrece cu Superman, vânătorul ar câștiga? Tadler, Superman știe să zboare. Mai gândește-te, da? Tade! Lui le-a nimerit pe toate. Care e secretul tău? Consul e mai mare decât mingea. Ce mare scofală! E ca și cum ai băga o gogoașă în gură. Nu, vezi? Nu-i greu deloc. Îl iau pe Jensen. Poate că e cazul să stau deoparte, ca să nu fiu ales prea curând și să se cutremure pământul, da. Îl iau pe Gan. Da, e mare suspans. Un cartof, doi cartof, trei cartof, patru. Îl iau pe Melvin, că lui să nu-i scrie niciodată. Haide, lui. Aici, lui, hai, sunt liber. A avut noroc. Aici. Anderson, trebuie să-mi fac controlul oftalmologic. A fost grozav, lui. Da, pot să bag mingea în coș. Sunt un geniu. Lui, trage tu. Îl iau pe lui. Eu. Anderson! Să fac o tură, domnule antrenor? Nu! Ai înscris excelent! Cred că am talent, ha? Am nevoie de un talent în echipa școlii. Te simți pregătit, Anderson? Nu, nu mă pricep la basket. Cum? Dar ai zis că ai talent! Rezist cu talent la sporturile organizate. Trebuie să vii! Da, sigur. Antrenamentele sunt zilnic până la ora 5, ha? Da! Să vedem. Să mai stau 2 ore la școală să alerg, să transpir sau să merg de vreme acasă să mănânc gogoș și să dorm în fața televizorului. Cred, grea decizie. Prefer să dorm. Hai, lui, înscrie-te în echipă. Trebuie să te înscrii înainte să-ți expire norocul. A, nu știu. Eram de-a dreptul mișcat. Erau așa de sinceri. Hai, fraierule, fii în echipă. Bine, mă înscriu. Da, bine! Copilul e talentat! Cred că seamănă cu mama lui! Gata! S-a terminat încălzirea! Hai să jucăm! Cei de aici sunt cu tricouri, cei de aici sunt dezbrăcați! Domnule antrenor, știu că am doar 8 ani, dar... Jane! Scuze! Am greșit! Invers! Domnule antrenor, sunt alergic la neoane. Am pielea sensibilă. Glumești? Nu. Ei bine, inversați. Jos tricourile. Domnule antrenor. Scuze, Jane. Fă schimb cu Grunwald. Sunt extenuat, domnule antrenor. Pot să fac un duș? Treci pe teren. Bine, domnule Anderson. Te rog să inspiri adânc. Ce înseamnă... Cum e, domnule doctor? Cred că e bine. Crezi? Domnule Anderson, în termeni medicali, nu sunteți în formă. Fii serios, nu par să fiu în formă? Să zicem că trebuie să faceți un tratament de exerciții. Ce tot spui? Am făcut destul exerciții în armată, mi-au ajuns pentru o viață. Nu e chiar așa, vezi tu. De fapt, în lupta pentru supremație, l-am împins singur pe Peterson de pedal, cu tot cu jeep-ul lui, ca să conduc atacul împotriva dușmanului. L-am prins pe bietul fraier în corp. Ei bine, bătălia asta o să se repete. Mă tem că ai pierdut prea mult timp în cort. Asta e părerea mea. Nu e vina mea, nevastă mea gătește și eu mănânc. Îi spune că trebuie să mănânci mai echilibrat, domnule. Grozav. Dar întrucât sunt optimist, mă gândesc că nu mai am voie să mănânc carne.
Nu e o idee rea. Milă, aș putea să țin Rambler-ul pe deget și e simplu. Gantere. 99 de dolari? Trebuie să fii cretin să cumpere așa ceva. Trebuie să improvizez. Scumpo, am venit. Vreau ceva rece, scumpo. Lui mi-a spus că joacă în echipa de basket a școlii. Zău. Nu e grozav? I-am spus că o să mergem la toate meciurile. Nu-i mare lucru. Odată, batalionul meu a jucat împotriva prizonierilor de război. Ghiși cine a scris cele mai multe puncte pentru echipa unchiului Sam? Doar nu ai fost tu, nu, tata? Ba da, soldat! Lui, echipa are nevoie de antrenor? Nu, îl avem deja pe antrenor Rockwell. Rockwell? Dar ce știe el? Păi e antrenor, Andy. Na, bine. Atunci ce zici de un asistent, de un strateg? Ar trebui să mă vezi la scheme. Un X și câteva zero. Tată, mai știi ce s-a întâmplat când ai vrut să-mi antrenezi echipa de baseball? Da, am câștigat campionatul. Bă, ne-a ajutat și mama puțin. Nu e cazul să veniți la meciuri. Nu suntem străluciți. Eu stau tot timpul pe bancă și uniformele sunt odioase. Lui? O, să venim, ești băiatul meu. E clar că ai moștenit talentul familiei Anderson. Probabil puțin diluat. Bună, fiul meu e în echipa de basket și am venit să-i luăm uniform. Mică, medium, mare? Poftim, măsură dublă. Ce număr vrei? 13, e luat. Poartă noroc de obicei. Numărul norocos. S-ar putea să fii surprins, dar din nu știu ce motiv nimeni n-a luat numărul acesta. Să vedem tricoul. Am deja mai eu, amice. Speram să-mi dai ceva de genul, nu știu, un tricou lălău sau așa ceva. O să arăt superb în uniforma asta lui. O luăm. Lui, am o treabă de făcut. Vrei să faci o plimbare, iubitule? Doar nu cumperi camere pentru meci. Ha? Ce faci aici? E un sacrilegiu. Doamna Stillman mi-a tot spus despre locul ăsta. Hai să-l vedem și noi. Sigur, atâta timp când nu cumpărăm nimic. Ăștia cred că pot să mă duc în sapă de lemn pentru un echipament. Ei bine, nu știau că au de-a face cu un Andy Anderson. Asta ar trebui să meargă. Acum, greutățile. Prăjiturile bunicii, vechi de 3 ani. Perfect. Poate că n-am nevoie de exerciții la urma urmei. Da, e mai bine. Simt că transpir și... ajunge! Ce faci, dragul meu? Creez o operă de artă. Hei, Da Vinci, în locul tău nu aș munci prea mult. Ce tot spui? Mi-e așa de foame că aș mânca și o varză! Ce dracu e asta? M-am hotărât că e timpul să mâncăm mai sănătos. De când înseamnă frunzele și iarba mâncare sănătoasă? Dacă mâncați tot, v-am pregătit un desert delicios. Nu mai spune. Piersici uscate marinate în lapte degresat cu soia deasupra. Ce apetit să am. Bravo, Teo! Hai, tată, aruncă! E un leoarcă! Gata, copii, să ne împărțim! Tricouri și goi! Aici sunt tricourile! Am reușit! Nu cred! Trebuie să vă despărțim! Lui, acolo! De ce nu trece Teco dincolo? E mai slab! Vai de mine! Uite balena lungă! Ce mâncăm în seara asta? Varză fiartă de Bruxelles, morcov și puțină conopidă. E o nebunie! De ce te plângi? Tu ești de vină! Hei, ce înseamnă asta? Te-am moștenit fizicul! Și îți pare rău? Lui, ești construit așa cum a vrut natura. Gata, dragă, calmați-vă! Hai, Lui, să ne întindem picioarele și să plecăm de la cină. Pregătesc desertul? Abia aștept! Ce avem de seară? Iaurt cu prune proaspete! Și tu făceai mofturi?
Fiule, structura genetică a familiei Anderson e un miracol al evoluției. Deși uneori aspectul e moale și flasc, înăuntru e o fundație incomparabilă. Secretul e să valorifici acest dar, să-l dezvolți. Știi tu mai bine decât mine de ce ai nevoie. O duzină de gogoși. Nu, prăjiturile bunicii. Cum o să le mâncăm? Sunt tari ca piatra. Nu le mănânci, că mori, le ridici. 3 reprize a câte 8. Ah, dar nu pricep, ce e asta? L-am denumit ridică și urlă. O să fii cât de curând în formă. Acum ai gantere, ai și banca de lucru. Aici lucrez pentru biceps și triceps. De vreme ce amândurora ne place să deschidem frigiderul, m-am gândit să ne și folosească. Hai! Hai, lui, formează-ți pectoralii! Desertul! E cazul să încep cu ceva mai ușor. Iaurt cu prune. Greutăți! Soluția lor mei pentru slăbire era simplă, disciplina. Dar eu nu eram așa. Nu aveam să port maioul ăla în public, așa că aveam o singură soluție, să mă străduiesc să joc prost. Gata! Pasează-i lui! Te simți bine, Anderson? Nu știu, domnule profesor. Mai bine îți dau pe bancă. Ce tot spui acolo? Ai cel mai bun procentaj din echipă! Dă-i drumul! Poftim, lui. Haide, mișcă-te! Asta e problema! Nu e stilul tău! Aruncă la fel ca înainte! Lovește ca și cum n-ai avea oase în trup! Mă străduiesc, domnule antrenor. Ce cu lui? Și-a pierdut îndemânarea. Numai că nu a avut-o niciodată. Primul meci e vineri și avem nevoie de lui. Exact! Străduiește-te! Nu! Nu-i nimic! Continuă așa! Nu! Ajunge! Ce e cu tine? Am nevoie de tricoul meu norocos! Ce? Un tricou norocos? Asta e! Ce? Veniți, am o idee! Ai emoții din cauza meciului? Se poate spune și așa. Eu abia aștept să se termine. Tata mă duce la lac și o să port slipul meu cel nou. Și ți-ai spui, Găurica? Ce vrei să spui? Buricu, chestia cât un grapefruit de pe burta ta. Nu ține mingea prea aproape, s-ar putea să se spargă în coastele tale ascuțite. De ce râzi, piticule? De ce te așezi în genunchi ca să ții pasul? Nu, e prea simplu, da. Hai, lui! Cred că ai cam exagerat cu buricul meu. O să-ți treacă. Sacrificându-se de dragul meu, prietenii mei mi-au dat o lecție valoroasă și am acceptat să rămân în echipă. Scuzați-mă, domnule, eram în trecere și am văzut aparatul acesta super. Ce e? Spuneți-mi, vă rog. E unicul Anderson ridică și geme. Cel mai bun aparat pe care l-am avut de când am fost în armată. Da, sunteți într-o formă excelentă. Exact. Nu ați vrea să îl vindeți? Aha. Mă tem că nu. Am pus suflet când l-am construit. E prietenul meu. Dar vă dau $25 pe el. Da, bine, s-a făcut. Fraierul, iată mândrul proprietar al aparatului ridică și geme. L-ai vândut? Pe 25 de bătrâne. Costă $12 ca să-l construiesc. Ce păcat. Abia așteptam să mă antrenez după cină. Apropo, se pare că mamei tale i-au trecut toanele cu nucile și cu căpșunile, nu? Știi ce mâncăm la cină azi? Oameni fierte și garnitură de creson. Gata! Vreau o friptură new-yorkeză de 5 cm grosime cu sote de ciuperci. Arată bine, mamă. Poftim, lui. Poftă bună. Trebuie să am grijă ce mănânc. Mâine am meci. Da? Bine ai gândit. Dacă mă gândesc bine, n-arată rău.
Haide, lui, succes! Lui, sunt părinții tăi. Da, ai tăi au venit? Nu, nu au putut. Prinde. Nu ocupă-te de asta. Eu îl păzesc pe Grăsan. Gura, amice. Gata, terminați. Începe jocul. Mulțumesc. Nu lăsa să te supere, hai să ne distrăm. Lui! Bravo, lui! Eco! Lui, ai grijă la apărare! Hei, mișcă-te mai repede! Dacă ești rapid, nu te poți ține! De ce eu? Lui! Trebuie să-l ținem pe numărul 13. Bine lucrat, amici. Ai grijă la capcane! Vor să te tragă pe sfoară! Schimbați locurile! Acoperiți zona! Bine gândit meciul! V-ați așezat antrenorul în tribună să vadă mai bine meciul, nu-i așa? Nu e antrenorul! Mă enervează! Un liber! Atenție la numărul 13! Teco! Bună pasă, lui! Bravo! Hei, aici! Sunt liber! Aruncă! Ușor de înzins! Hai! Pasă-ți pasez, haide! Aici, sunt liber, hai! Așa! Hai, lui! Bravo! Aici! Hai, lui, aruncă mingea odată! Hei, eu sunt antrenorul aici! Trage, lui! Peco! Nu am făcut cine știe ce. Am înscris doar 8 puncte. Teco a înscris 20. Dar nu m-aș fi descurcat fără pasele tale? Nu contează numai cine înscrie. Nu uitați de antrenori. Ai dreptate. Felicitări, ați fost extraordinari. Știam că o să fii grozav. Mă bucur că ai venit, Anderson. M-ai ajutat. Chiar crezi? Da. Cred că urletele tale le-au distrus planurile rivalilor. Ai învățat ceva din experiența asta? Ha? Că toți oamenii sunt diferiți, dar că suntem unici și deosebiți și că trebuie să fim mândri de noi înșine. Așa cum suntem, tată, nu? Nu, ai descoperit plăcerea să-ți distrugi dușmanul și să-l faci de râs. Adrenalina-ți crește când îl umilești, când îl chinuiești, îl demoralizezi până când se dezumflă de tot. Mi-ai luat vorba din gura. Lui, ce-ai zice de o gogoașă? Ha? Bună idee, Aura. Hei, băieți, hai să mâncăm gogoș? Plătește antrenorul Rockwell. O răsplată pe cinste pentru o treabă bună. Din experiența aceea am învățat câteva lucruri. Nu poți să trăiești numai din gogoș. Legumele pot fi foarte gustoase și sunt o alternativă sănătoasă. Probabil vă întrebați cum a ajuns să aibă un fizic de Adonis. Vă prezint flexorul multifuncțional. Hei! Ideea mea! Ce e, Andy? Nu costă decât $199. Ce fraier! Nimeni n-o să-l cumpere! E strada apusului 1168? Nu! E familia Jensen de alături. Scuze, domnule? Ei, ce naiba! Privește partea bună a lucrurilor. Ai câștigat $13. Iar m-am păcălit. Ha-ha! Pe ei, uriașule! Așa te vreau! Ha-ha-ha-ha! Poștul e genial! Viața cu lui.
Basket sau gogoș? Uneori nu știi niciodată ce daruri ai primit. Câteodată afli întâmplător. Hei, ai văzut noul vânător de noapte? E clasic. Vânătorul de noapte e grozav. Da, e super. Da. Te face să te întrebi de ce nu folosesc câinii pe post de detectiv, nu? Nici măcar nu mai cumpăr alte benzi desenate. Ce rost ar mai avea? Vânătorul de noapte e bun la toate. Bravo! Vânătorul e cel mai grozav. Batman îl are pe Robin, Sherlock Holmes pe Watson, iar vânătorul de noapte lucrează singur. Mm. Dacă s-ar întrece cu Superman, vânătorul ar câștiga? Tadler, Superman știe să zboare. Mai gândește-te, da? Tade! Lui le-a nimerit pe toate. Care e secretul tău? Consul e mai mare decât mingea. Ce mare scofală! E ca și cum ai băga o gogoașă în gură. Nu, vezi? Nu-i greu deloc. Îl iau pe Jensen. Poate că e cazul să stau deoparte, ca să nu fiu ales prea curând și să se cutremure pământul, da. Îl iau pe Gan. Da, e mare suspans. Un cartof, doi cartofi, trei cartofi, patru. Îl iau pe Melvin, că lui să nu-i scrie niciodată. Haide, lui. Aici, lui, hai, sunt liber. A avut noroc. Aici. Anderson, trebuie să-mi fac controlul oftalmologic. A fost grozav, lui. Da, pot să bag mingea în coș. Sunt un geniu. Lui, trage tu. Îl iau pe lui. Eu. Anderson! Să fac o tură, domnule antrenor? Nu! Ai înscris excelent! Cred că am talent, ha? Am nevoie de un talent în echipa școlii. Te simți pregătit, Anderson? Nu, nu mă pricep la basket. Cum? Dar ai zis că ai talent! Rezist cu talent la sporturile organizate. Trebuie să vii! Da, sigur. Antrenamentele sunt zilnic până la ora 5, ha? Da! Să vedem. Să mai stau 2 ore la școală să alerg, să transpir, sau să merg de vreme acasă să mănânc o gol și să dorm în fața televizorului. Cred, grea decizie. Prefer să dorm. Hai, lui, înscrie-te în echipă. Trebuie să te înscrii înainte să-ți expire norocul. A, nu știu. Eram de-a dreptul mișcat. Erau așa de sinceri. Hai, fraierule, fii în echipă. Bine, mă înscriu. Da, bine! Copilul e talentat! Cred că seamănă cu mama lui! Gata! S-a terminat încălzirea! Hai să jucăm! Cei de aici sunt cu tricouri, cei de aici sunt dezbrăcați! Domnule antrenor, știu că am doar 8 ani, dar... Jane! Scuze! Am greșit! Invers! Domnule antrenor, sunt alergic la neoane. Am pielea sensibilă. Glumești? Nu. Ei bine, inversați. Jos tricourile. Domnule antrenor. Scuze, Jane. Fă schimb cu Grunwald. Sunt extenuat, domnule antrenor. Pot să fac un duș? Treci pe teren. Bine, domnule Anderson. Te rog să inspiri adânc. Ce înseamnă... Cum e, domnule doctor? Cred că e bine. Crezi? Domnule Anderson, în termeni medicali, nu sunteți în formă. Fii serios, nu par să fiu în formă? Să zicem că trebuie să faceți un tratament de exerciții. Ce tot spui? Am făcut destul exerciții în armată, mi-a ajuns pentru o viață. Nu e chiar așa, vezi tu. De fapt, în lupta pentru supremație, l-am împins singur pe Peterson de pedal, cu tot cu jeep-ul lui, ca să conduc atacul împotriva dușmanului. L-am prins pe bietul fraier în cort. Ei bine, bătălia asta o să se repete. Mă tem că ai pierdut prea mult timp în cort. Asta e părerea mea. Nu e vina mea, nevastă mea gătește și eu mănânc. Îi spune că trebuie să mănânci mai echilibrat, domnule. Grozav. Dar întrucât sunt optimist, mă gândesc că nu mai am voie să mănânc carne. Nu e o idee rea. Milă!
aș putea să țin Ramblerul pe deget și e simplu. Aaa, gantere. 99 de dolari? Trebuie să fii cretin să cumpere așa ceva. Trebuie să improvizez. Aha. Scumpo, am venit. Vreau ceva rece, scumpo. Lui mi-a spus că joacă în echipa de basket a școlii. Zau. Nu e grozav? I-am spus că o să mergem la toate meciurile. Nu-i mare lucru. Odată, batalionul meu a jucat împotriva prizonierilor de război. Ghiși cine a înscris cele mai multe puncte pentru echipa unchiului Sam? Doar nu ai fost tu, nu, tata? Ba da, soldat! Lui, echipa are nevoie de antrenor? Nu, îl avem deja pe antrenor Rockwell. Rockwell? Dar ce știe el? Păi e antrenor, Andy. Na, bine. Viața cu lui. Basket sau gogoș? Uneori nu știi niciodată ce daruri ai primit, câteodată afli întâmplător. Hei, ai văzut noul vânător de noapte? E clasic! Vânătorul de noapte e grozav! Da, e super! Da, te face să te întreb de ce nu folosesc câinii pe post de detectiv, nu? Nici măcar nu mai cumpăr alte benzi desenate. Ce rost ar mai avea? Vânătorul de noapte e bun la toate! Bravo! Vânătorul e cel mai grozav! Batman îl are pe Robin, Sherlock Holmes pe Watson, iar vânătorul de noapte lucrează singur. Dacă s-ar întrece cu Superman, vânătorul ar câștiga? Tadler, Superman știe să zboare, mai gândește-te, da? Tade! Lui, le-a nimerit pe toate, care e secretul tău? Consul e mai mare decât mingea, ce mare scofală! E ca și cum ai băga o gogoașă în gură. Nu, vezi, nu e greu deloc. Îl iau pe Jensen! Poate că e cazul să stau deoparte, ca să nu fiu ales prea curând și să se cutremure pământul, da. Îl iau pe Gan. Da, e mare suspans. Un cartof, doi cartof, trei cartof, patru. Îl iau pe Melvin, că lui să nu-i scrie niciodată. Haide, lui. Aici, lui, hai, sunt liber. A avut noroc. Aici. Anderson, trebuie să-mi fac controlul oftalmologic. A fost grozav, lui. Da, pot să bag mingea în coș. Sunt un geniu. Lui, trage tu. Îl iau pe lui. Eu. Anderson! Să fac o tură, domnule antrenor? Nu! Ai înscris excelent! Cred că am talent, ha? Am nevoie de un talent în echipa școlii. Te simți pregătit, Anderson? Nu, nu mă pricep la basket. Cum? Dar ai zis că ai talent! Rezist cu talent la sporturile organizate. Trebuie să vii! Da, sigur. Antrenamentele sunt zilnic până la ora 5, ha? Da! Să vedem. Să mai stau 2 ore la școală să alerg, să transpir sau să merg de vreme acasă să mănânc gogoș și să dorm în fața televizorului. Cred, grea decizie. Prefer să dorm. Hai, lui, înscrie-te în echipă. Trebuie să te înscrii înainte să-ți expire norocul. A, nu știu. Eram de-a dreptul mișcat. Erau așa de sinceri. Hai, fraierule, fii în echipă. Bine, mă înscriu. Da, bine! Copilul e talentat! Cred că seamănă cu mama lui! Gata! S-a terminat încălzirea! Hai să jucăm! Cei de aici sunt cu tricouri, cei de aici sunt dezbrăcați! Domnule antrenor, știu că am doar 8 ani, dar... Jane! Scuze! Am greșit! Invers! Domnule antrenor, sunt alergic la neoane. Am pielea sensibilă. Glumești? Nu. Ei bine, inversați. Jos tricourile. Domnule antrenor. Scuze, Jane. Fă schimb cu Grunwald. Sunt extenuat, domnule antrenor. Pot să fac un duș? Treci pe teren. Bine, domnule Anderson. Te rog să inspiri adânc. Ce înseamnă... Cum e, domnule doctor? Cred că e bine. Crezi?
Domnule Anderson, în termeni medicali, nu sunteți în formă. Fii serios, nu par să fiu în formă? Să zicem că trebuie să faceți un tratament de exerciții. Ce tot spui? Am făcut destul exerciții în armată, mi-a ajuns pentru o viață. Nu e chiar așa, vezi tu. De fapt, în lupta pentru supremație, l-am împins singur pe Peterson de pedal, cu tot cu jeep-ul lui, ca să conduc atacul împotriva dușmanului. L-am prins pe bietul fraier în corp. Ei bine, bătălia asta o să se repete. Mă tem că ai pierdut prea mult timp în cort. Asta e părerea mea. Nu e vina mea, nevastă mea gătește și eu mănânc. Îi spune că trebuie să mănânci mai echilibrat, domnule. Grozav. Dar întrucât sunt optimist, mă gândesc că nu mai am voie să mănânc carne. Nu e o idee rea. Milă, aș putea să țin Rambler-ul pe deget și e simplu. Gantere. $99? Trebuie să fii cretin să cumpere așa ceva. Trebuie să improvizez. Scumpo, am venit. Vreau ceva rece, scumpo. Lui mi-a spus că joacă în echipa de basket a școlii. Zau. Nu e grozav? I-am spus că o să mergem la toate meciurile. Nu e mare lucru. Odată, batalionul meu a jucat împotriva prizonierilor de război. Ghiși cine a scris cele mai multe puncte pentru echipa unchiului Sam? Doar nu ai fost tu, nu, tata? Ba da, soldat! Lui, echipa are nevoie de antrenor? Nu, îl avem deja pe antrenor Rockwell. Rockwell? Dar ce știe el? Păi e antrenor, Andy. Na, bine. Atunci ce zici de un asistent, de un strateg? Ar trebui să mă vezi la scheme. Un X și câteva zero. Tată, mai știi ce s-a întâmplat când ai vrut să-mi antrenez echipa de baseball? Da, am câștigat campionatul. Ne-a ajutat și mama puțin. Nu e cazul să veniți la meciuri. Nu suntem străluciți. Eu stau tot timpul pe bancă și uniformele sunt odioase. Lui? O să venim, ești băiatul meu. E clar că ai moștenit talentul familiei Anderson. Probabil puțin diluat. Bună, fiul meu e în echipa de basket și am venit să-i luăm uniform. Mică, medium, mare? Poftim, măsură dublă. Ce număr vrei? 13, e luat. Poartă noroc de obicei. Numărul norocos. S-ar putea să fii surprins, dar din nu știu ce motiv nimeni n-a luat numărul acesta. Să vedem tricoul. Am deja mai eu, amice. Speram să-mi dai ceva de genul, nu știu, un tricou lălău sau așa ceva. O să arăt superb în uniforma asta lui. O luăm. Lui, am o treabă de făcut. Hai să faci o plimbare, iubitule. Doar nu cumperi camere pentru meci. Ha? Ce faci aici? E un sacrilegiu. Doamna Stillman mi-a tot spus despre locul ăsta. Hai să-l vedem și noi. Sigur, atâta timp când nu cumpărăm nimic. Ăștia cred că pot să mă duc în sapă de lemn pentru un echipament. Ei bine, nu știau că au de-a face cu un Andy Anderson. Asta ar trebui să meargă. Acum, greutățile. Prăjiturile bunicii, vechi de trei.